Salut, Spivang, ziua unui episod din Joculețul ăla cu viața unui bebeluș. Aparent v-a plăcut atât de mult încât s-au strâns o grămadă de like-uri și foarte mulți dintre voi ați vrut să mai continuăm cu alte episoade și să vedem alte mistere pe care le putem descoperi în această casă. Așa că am zis, bă, hai să mai facem un episod și să vedem măcar misterul cu acest cufăr și ce ascunde mama în dulapul ei și toate nebuniile astea. O să le vedem în episodul de azi. Nu uitați să apăsați butonul de like în continuare dacă vă place și dacă mai vreți și alte episoade. Și vreau să văd cine a fost primul sau printre primii care a apăsat butonul de like la acest episod, ok? Sunteți cei mai tari, da? Bun. Hai să vedem. În primul rând, vreau să găsesc steluța. Dacă mai țineți voi minte, mai aveam o steluță de găsit aici și am văzut-o deja. E undeva în casă. Ia să vedem, domnule. Da, deci toată lumea care a apăsat pe butonașul de like când a intrat pe videoclip, vă mulțumesc din suflet tuturor. Ia, mă, steluța asta. Trebuie să fie, mă, aici. Trebuie să intre. Îmi place că acum este vacanță și pot să postez mai de dimineață. E mai tare decât cum postam înainte, cel puțin asta este părerea mea. Ia să vedem. Punem și asta aici. Și s-a deschis cheia magică. Ia uite, domnule. Cheia către dulapul mamei. Ei bine, copilul ăsta când este lăsat singur acasă, face numai pozde. Data trecută am băgat șurubelnița în priză, n-ar fi trebuit să facem chestia asta, dar... da, în jocul ăsta, ca și în Who's Your Daddy, copilul este destul de obraznic, așa că... un bănuț! Asta l-am găsit și data trecută, nu mă interesează. Mai sunt alte mistere pe care le-am descoperit deja în casa aceasta și o să mergem împreună să le descoperim, poate găsesc și mai multe. Avem un inel aici, ia uite dragă ce bine îmi stă pe două degete, dar cum să nu, ia uite, bun, hai să luăm noi cheia asta și să deschidem aici dulapul mamei. Nu prea nici ajung la primul sertar, da? Deschid dulapul mamei și... ce avem aici, niște ochelari, ok, ăștia sunt ochelarii mei acum și aici avem niște... iarba mâții, ia uitați-vă ce tare e. Deci asta o să trebuiască să-i dăm pisicii, pentru că știți că pisicile fac destul de haios în momentul în care le dai iarba mâții. Le place foarte mult și se tăvălesc pe jos, fac tot felul de nebunii. Bă, nu știu, să-mi las ochelarii ăștia, niște ochelari cool, dar nu știu ce să zic. O să-i las momentan aici și să vedem. Hai să mergem să-i dăm pisicii iarba mâții și să vedem dacă îi place. Doamne, ce inel! Ce inel! Probabil mama nu prea este de acord cu faptul că i-am furat inelul, dar știi ce? Sunt mai fashion acum, așa că nu ne interesează. Hai să intrăm pe sub canapea așa frumos, țac, pentru că suntem un bebeluș și bebelușii fac ce vor ei. Nici nu-i interesează de nimic. Și pisica asta, dacă mai țineți minte, data trecută mă zgâria. Era o pisică foarte rea. Dar acum, pisică, o să-ți dau iarbă mâței. Hai să vedem dacă îți place. Ia vezi. S-a liniștit. Măi, bun, și acum ce putem să facem? Putem să... pot să mănânc mâncarea pisicii. Doamne, am să mănânc. E ok înăuntru. Oh my god. Iac. Am să mănânc și mâncarea asta. Am să ling tavă. Gat. I-am mâncat mâncarea pisicii, deci biberonul ăsta... Ia stai, pot să beau? Pot să beau din biberon. Așa, bun, cheia asta. Unde mai era o zonă unde puteam să deschidem ceva? Trebuie să ne gândim, pentru că sigur mai este vreo zonă unde cheia asta va deschide ceva interesant. Dar știi ce? Momentan îmi e foame. Până când reușim să găsim locul pe care îl va deschide această cheie, mie mi-este destul de foame. Poți deschid frigiderul? Cum putem să facem? Ia stai, că steluța asta... jocul nu salvează de la o sesiune la alta, deci practic chestiile pe care le-am făcut data trecută nu sunt neapărat disponibile și acum. Dar iată, poți deschid frigiderul și știi ce, am să mă ridic așa. Căpșuni. Așa, ce avem aici? Nu știu ce e asta, niște paste cu carne. Dă încoace că mănânc tot. Bebelușul mănâncă tot ce găsește, frate. Așa, niște castraveți. Așa fac bebelușii. Nu știu, voi mai țineți minte ce făceați când erați bebeluși? Eu nu mai țin minte, frate, pe bune. Deci chiar nu mai țin minte. Pot să beau suc? Oare? Pot să beau suc? Nu pot să beau suc. E mai mare... s-a închis ăsta cu mine. E mai mare sticla decât mine, frate, deci... Alo? Vreau să mai mănânc! Deschide! Așa! Așa, că eu vreau să mănânc aici. Pot să scot astea de aici, oare? Portocală! Hai că băgăm pe fructe! Băgăm pe fructe! Aoleo! Mănânc... broccoli! Iac!
Iac, dar ce e foarte sănătos, dar... Iac, așa, luăm niște portocală. Bă, eu zic că ne-a ajuns până acum. Nu știu ce facem cu cheia asta, o să trebuiască să vedem. Bă, dacă vine mama acasă acum și vede ce am făcut aici pozne, ce o să ne facă? Bă, dacă ați ajuns până aici la episod și nu ați apăsat încă butonașul de like, hai să o facem chiar în acest moment. Voi număra până la 5 și la 5 să apăsăm cu toții butonașul de like, bine? Hai să vedem. 1, 2, 3, 4, 5, like. Sper că ați apăsat și voi acel butonaș de like și vă mulțumesc din suflet dacă ați făcut acest lucru. Doc, chiar sunt curios de la ce ar putea să fie cheia asta. Mai știți că era și broasca aia pe care trebuia să o salvăm? Dar... Nu știu exact. Cred că știu cum să salvez broasca. Ia stați așa. O să las cheia asta aici. O las acolo. Și misiunea imposibilă, să salvăm broscuța. Broscuța e în partea cealaltă. Dar va trebui să intrăm aici. Aoleu, m-am mușcat de mână, nebuna. Băi, stai liniștit. Ok, avem niște ochelari aici. Nu ne interesează, îi aruncăm. Nu, aruncă-i. Așa, și acum luăm pușculița. Fă cu pușculița și am făcut chestia asta cu un motiv anume. Pentru că dacă o să vă uitați voi, stai așa să coborâm, dacă o să vă uitați voi sunt niște bani, dar asta e un ban special. Și asta e un ban special pentru că cu acest bănuț putem să eliberăm broscuța. Bă, dar stai să țin minte unde am pus cheia aia. Am pus-o, e pus aici. Ok, să ținem minte că aici am pus cheia și să continuăm și să mergem la broscuță, să o eliberăm. Hai rapid, broscuță, misiune imposibilă. Aici am mai găsit câteva secrete. Cum ar fi, de exemplu, aveam o broască de jucărie, dar dacă iei această pălărie și o pui pe cap, începe și dansează. Salut! Ok, am să-mi dau jos inelul ăsta, pentru că pare cam ciudat. Și vreau să mă urc aici. Așa? Bă, unde mi-e ăla? Aoleu, cum fac să mă urc cu el? Vreau să mă urc cu el. Și ne urcăm așa și punem aici ăsta. Zac. Yes! Broscuță, vin să te salvez, vin un coace, mămică, ești salvată! O, Doamne, o, Doamne, ce drăguță este, hai să coborâm. O arunc așa? Poc, în picioare a căzut, e bine. Totul este în regulă, e perfect. Broscuță, mică, ce faci tu, ești în regulă, ești în regulă, te-am salvat. Și acum mi-a zis cineva că dacă îi dai la broască o felie de pizza... Și că face ceva special. Dar acum ideea este, unde o fi felia de pizza? O fi în bucătărie? Mă, nici nu mai știu. Dacă dau drumul la broscuța asta din mână, s-ar putea să o pierd. Dacă o pierd prin casă? Asta nu m-am gândit. Sunt foarte multe chestii pe care le poți combina și secrete pe care le poți face în jocul ăsta, încât puteți să-mi scrieți și voi în comentarii ce ați vrea să încerc și ce ați mai vrea să mai verific. Chestii pe care... Nu știu, tot felul de nebunii pe care vi le imaginați. Uite aici felia de pizza. Aha. Ia, broscuță, stai aici. Îți dau felia de pizza. Să vedem ce se va întâmpla. Nu, n-am mâncat-o. Ia, s-a mâncat-o ea. Și... Hai, transformă-te. Uuu, bine. Ia uite-o, mă, frate. Este din țestoasele ninja. Este o țestoasă ninja, mă, nene. Nu știu care-i fața cu ouăle alea. Am mai găsit câteva ouă. Dar, ia, poți să te pun pe barcă, poți să te pun pe borcuță. Aș pune-o în apă, dar nu știu dacă e o idee bună. Nu știu dacă știe să noate. Ar trebui să știe să noate, că e broască, dar nu știu ce să zic. Lăsăm broască aici momentan. O să mergem, pentru că în camera asta, cred că în camera asta mai avem niște chestii de făcut. Dar nu aici, de fapt, ia stai așa, în camera cealaltă, uite aici. Asta e camera surorii noastre. Deci aici este ca o cameră în care n-am avea voie în mod normal să venim. Da, știi ce? Venim pentru că așa avem noi chef. Iar aici, o să observați voi, că mergem așa pe aici, așa frumos, are un fel de colonie de... Te-ai gândit că ar fi furnici, dar nu sunt furnici. Dacă ne uităm cu lupa, o să observați că sunt ceva alieni. Observați? Deci ăsta e un alien, frate, este Edita mai alienul și aici e un alt alien și aici e un alt alien. Deci numai extraterestrii de ăștia. Nu știu exact cum a reușit să facă rost, dar știi ce? Am să sparg asta. Poc. Mergem să spargem? Hai să vedem că reușim. Poc. Poate trebuie ceva mai puternic ca să sparg ăsta. Aș fi vrut să sparg cu ăsta, dar... Nu, aparent nu merge. Cred că am o idee. Ia stați așa. Ca să putem să spargem ăsta, aș putea să iau bâta din camera fratelui. Fratele are o bâtă pe care o ține în caz de urgență.
sau să se joace baseball. Nu știu dacă la noi se joacă baseball, dar știu că în străinătate, la americani, baseballul este destul de jucat, adică se joacă destul de multă lume. Și acum, da, uite, vezi că are și o mânușă de baseball. Hai să luăm băta și hai să încercăm să spargem ăla cu alieni, să vedem ce se întâmplă. Foarte multe chestii, puteți să ne scrieți și voi în comentarii, pentru că multe din astea pe care le fac acum sunt chestii pe care voi mi le-ați spus și atunci eu le-am reținut de la voi și așa pot să... Ia uite broscuța și ea e aici și acum eu pot să le fac din cauza că sau datorită faptului că mi le-ați spus voi. Sper să funcționeze băta. Nu știu sigur. În jocul ăsta e foarte mult. Deci eu acum dau din brațe în viața reală, ca să înțelegeți că ne jucăm în VR. Dar ia să vedem. Și? A mers! Yes! Și acum alienii sunt aici! Uite, ia! Am dat foc! Poți să le dai foc cu lupa! Oh my god, poți să le dai foc cu lupa! Dar ăla n-a ieșit de acolo, vedeți că este unul care încă n-a ieșit. Ok, cred că-s puiuți mici, frate. Ei, nu știu ce sunt, cred că-s ouă acolo. Dar, da, hai să mergem de aici. Tocmai am eliberat o grămadă de deștea. Și acum, bă, ce se întâmplă acolo? Vine broscuța încoace. Broscuță, ce faci? Ești în regulă? Nu cred că pot să... pot să mă uit așa cu ăsta la el, dar nu prea mă interesează chestia asta. Bă, de la ce-i cheia asta? Că, sincer să fiu, nu știu. De la ce o putea să fie? Hai să lăsăm lupa, o dăm la o parte și continuăm să mergem pe aici și să vedem dacă reușim să ne dăm seama de la ce ar putea să fie această cheie, pentru că nu ai foarte multe locuri în care ai putea să bagi această cheie. Cred că aici e. Că vedeți că e un lacăt. Hai că l-am descoperit. Oh my god, au plecat ăștia prin diferite camere. Uitați-vă la ei. Pleacă de aici. N-ai cum să-i omor decât cu lupa. Ok. Am făcut dezastru în casă. Ok. Wow, ce asta? Pălărie. Yes. Mașinuță nouă. Yes. Și o dita mai pușca. Ia uite, și astea nu sunt ale mele. Mamă, trage cu bile de tenis. Wow! Astea nu sunt ale mele, frate. N-ar trebui să pot să fac chestia asta. Astea sunt ale fratelui. Dar știi ce? Având în vedere că sunt bebeluși, cred că am voie să fac ce vrea mușchiul meu, corect? Așa că hai să... Păi ia stai, să pun mașinuța asta acolo. Poate face ceva special. Având în vedere că era închisă în locul acela, mă gândesc că poate ar avea vreo legătură cu chestia asta de aici. Totuși, eu nu înțeleg de ce părinții ne-au lăsat singuri aici, dar... Baby T. Uite, asta chiar se dă peste cap, frumos. Dar de ce vine un elicopter după el? Vine un elicopter random după el, de ce? Ei, n-am mai văzut până acum. Ok, hai să-l lăsăm acolo. Nu mai avem noi treabă cu el. Bineînțeles că putem să interacționăm cu foarte multe chestii. De exemplu, cu ăsta n-am interacționat încă și nu știu exact ce trebuie să-i faci. Mai am încă o chestie pe care aș putea să vă arăt. Nu știu dacă ar trebui să fac chestia asta, dar hai să o facem. Să mergem să citim jurnalul surorii. Bă, ce s-a auzit? Broscuța vine după mine. Jurnalul surorii noastre. Bă, se aud chestii ciudate. Nu știu ce se aude. Spune-mi că nu e bântuită casa asta, ok? Spune-mi, te rog. Pentru a putea citi jurnalul surorii, avem nevoie de această suzetă. Așa că am să merg cu suzeta asta în gură până unde am eu nevoie să ajung. Trebuie să ajung... Bă, ce s-aude, mă? Am înnebunit. Nu știu ce... S-aud sunete ciudate, nu știu dacă și voi l-ați auzit, dar la mine s-au auzit, frate. Și nu uitați să apăsați și voi butonașul de like dacă vă place și dacă mai vreți jocuri în VR sau poate dacă mai vreți și jocul ăsta pe viitor să-l mai facem, pentru că sunt atât de multe chestii pe care le putem descoperi în jocul ăsta încât cred că o să ne ia multe, multe episoade până când o să pot să vi le arăt pe toate. Aici am o mușcă ăsta, dar dacă îi dau suzeta, pot să-i fur cheia și are o cheie specială. De ce are el o cheie specială? Este cheia jurnalului. Sora noastră a pus cheia asta specială acolo ca să nu putem să o luăm, dar e ce? Ne-a venit nouă ideea asta și jurnalul... Bă, dar stai, nu pot să iau jurnal? Cred că așa o să pot să deschid, nu? Stai așa, că trebuie să iau cheia asta, mână. Oh my god, jurnalul! Ia să vedem ce ne ascunde. O dischetă specială! Oh my god, ce e aici? Nu știu exact. Dar aici avem ceva detalii pe care nu ar trebui... Bă, am început să rup foi de aici. N-ar trebui să știm detaliile astea. Nu știu ce înseamnă. Cu inimioare. Probabil zice de băieții care, de care s-a îndrăgostit ea.
Iată, poți să rup foi în continuu și fiecare foaie scrie altceva. Băi, ce se aude, mă? Ok. Ok. Nu știu că... Care-i faza cu discheta asta? Ia stai o secundă, că aici e un calculator. Ia, dacă intrăm aici, hop. Aici aș putea să o pun. Dacă trebuie să dau drumul la calculator mai întâi. Am pus-o. Ce asta? LOL! Păi n-am știut că trebuie. Trebuie să mut mouse-ul. Și în funcție de cum mut mouse-ul... Ok, e bătaie cu calculatorul. Ia uitați-vă. Asta e Pong, jocul original. E mult mai greu să te joci așa decât dacă te-ai juca. Wow, deci voi știți cât de greu e? Ok, ok, o să scot discheta asta. Bă, sunt multe dischete pe aici și toate fac câte ceva. Nu știm încă ce. Pot să merg? Vreau să merg la lampa aia, că îmi place, dar n-am voie. Bun, am stricat destul de multe în camera asta. Hai să mergem mai departe. Îmi place la nebunie joculețul ăsta, pentru că oarecum îmi aduce aminte de copilărie, de niște vremuri mai simple decât în ziua de azi. Și tocmai din cauza asta cred că îmi place atât de mult. Aici știți că era vulcanul. Țac, dacă vreți să mai vedeți o dată vulcanul, dacă n-ați văzut episodul anterior. Destul de tare. Și mai era... Ia stai o secundă, racheta asta zboară. Oare? Văd că are foc, dar cum pot să fac eu să zboare? Ce e asta? E control, cred. Cred că pot să-l controlez pe domnul astronaut. Da, uite. Ce tare! Dar nu prea știu eu să-l controlez bine. Mamă, dacă aș fi avut așa ceva când eram mic, nu mă plictiseam niciodată. Uitați-vă puțin cât de tare e să te joci cu un astronaut așa. Uite, avem și un de ăsta. Dar nu cred că pot să mă uit. Nu ajung la el, sunt prea mic. Sunt prea mic. Ok, ăsta ce face? Aveam și eu de ăsta când eram mic, dar nu mai știu cum se folosește. Pot să fac ceva pe el, poate... Poate așa, cu degetul? Știu că trebuia cu un pix, parcă trebuia făcut. Ok, am șters desenul ăla de acolo. Sper că nu o să se supere nimeni pe mine pentru chestiile pe care le fac prin casă. Probabil că o să se supere pentru că am făcut destul de multe pozne pe aici. Dar, până la urmă, suntem un bebeluș și bebelușii asta fac, frate. Fac pozne, pentru că dacă n-ar face pozne, nu ar fi bebeluș. Bebelușii nu știu foarte multe chestii. Și atunci, se înțelege. Se înțelege care-i trebușoara. Ia stai, mă, că mi-a spus voi că pot să pun casetele astea la TV. Ia să încercăm. Casetă și o punem la TV. Ia să vedem ce-i la TV. Dar unde-i telecomanda? Ia să dau eu drumul la TV. Bă, am pus caseta. E o casetă cu cheie, nu cred că merge. Ok, nu pot să mai încerc o dată? Ba da! Desene animate! Oh my god! Oh my god, desene animate! Mickey Mouse! LOL, frate! Și văd că aici e și o consolă cu jocuri. Casete mai avem? Nici nu știu. Caseta asta e uriașă. Astea sunt casete cu jocuri, sunt sigur că ne putem juca și joc pe TV. Dar o singură casetă cu desene avem. Mă gândeam că am fi avut mai multe. Da, aparent una singură. Cred că mai era o casetă undeva în direcția aia, dacă nu mă înșel, dar așa că merită să o luăm. Oh my god, ăștia-s peste tot ce am făcut în casă, o să mă omoare părinții. Oh my god. Ok. Papucii ăștia nu pot să faci nimic cu ei. Aici cred că vine racheta. Trebuie să mergem să luăm racheta să vedem ce se întâmplă, că sunt curios. O, doamne, în jocul ăsta știți cum mă simt? Vedeți cum dau eu acum cu mâinile? Ei, cum dau eu acum cu mâinile, mă simt ca și cum aș nota. Deci, zice exact că e un not acum. Bine, eu multe din puzzle-urile astea nu le știu dacă funcționează. Adică gândiți-vă că asta cu racheta, habar n-am, nu m-am uitat înainte să văd dacă va funcționa. Așa că eu tot ce pot să fac este să sper. Dar în cazul în care nu funcționează, nu funcționează, nu avem ce să facem. Dar posibil să meargă, posibil să meargă. Aoleu, brăscuța asta săraca vine pe mine tot timpul. Da, faza aia e că nu salvează jocul de fiecare dată, dar nici n-are ce să-ți salveze până la urmă, pentru că sunt niște minigame-uri pe care le descoperi și pe aia le știi să le faci și poți să le faci din nou, știi? Adică nu e cine știe ce greu să le faci chestiile astea și probabil se referă la faptul că vin părinții acasă și în momentul în care vin părinții acasă, tu ești pus la culcare și ei fac ordine și de asta totul e ok. Da, au funcționat! Oh my god! Mamă, zboară în jurul planetelor, ce șmecher! Wow! Și la fiecare chestie de asta îmi dă achievement-uri. Dar, iată pătuțul nostru! Ce drăguț! Ce drăguț!
Avem și biberon. Așa, bun. Asta a fost episodul de azi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut și dacă mai vreți și alte episoade, scrieți-mi în comentarii. Bă, Max, mi-a cam plăcut episodul tău. Aș vrea să mai fac și alte episoade în VR. Aș vrea să mai fac și alte episoade cu joculețul acesta. Iar eu, bineînțeles, am să văd acele comentarii și am să zic, bă, cu siguranță o să mai facem episoade. Dacă v-a plăcut, știți ce aveți de făcut? Un like și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!